Cântările din această după masă ne-au adus mai aproape de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus și putem să ne considerăm deja în sărbătoare. Poate că multe din mesajele pe care le auziți cu ocazia acestei sărbători sunt atât de cunoscute și citind aceste texte din Scriptură, ne întrebăm oare ce putem descoperi proaspăt și nou pentru inimile noastre. Vă invit să ne ridicăm și să citim în aceeași atmosferă a sărbătorii nașterii Domnului câteva versete din Evanghelia după Matei, capitolul 1. De la versetul 18, evanghelistul Matei consemnează următoarele. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, îngerul Domnului și-a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru venirea Ta în lumea noastră. Ai coborât în lumea aceasta ca să plătești o datorie care era datoria noastră și pe care noi nu o puteam plăti. Ai venit, Doamne, ca să te îndrepți înspre cruce și acolo să iei asupra Ta povara păcatelor noastre și să ne oferi eliberarea, mântuirea, iertarea, salvarea. Îți mulțumim pentru planul acesta măreț, conceput din veșnicie. Îți mulțumesc că ne-ai făcut copii ai Tăi. Ajută-ne să înțelegem, Doamne, că Tu ne vrei parte din acest plan pe fiecare dintre noi. Planul pe care Tu vrei să-L desfășori în continuare pentru răscumpărarea celor care încă zac în păcat. Te rog, prin Duhul Tău cel Sfânt, motivează-ne și conștientizează-ne de această chemare pe care ne-o faci. Și ajută-ne, Doamne, să răspundem. Ca mântuiți ai Tăi, Doamne, vrem și în seara aceasta să ne oferi harul Tău, harul de a înțelege cuvântul Tău, harul de a lua hotărâri care să-ți placă ție și care să te onoreze pe tine. Vorbește în continuare prin acest cuvânt și numele Tău fie glorificat, Mântuitorul nostru. Amin. Vă rog să ocupați loc. John Lennon, unul dintre cântăreții de muzică, probabil este și plăcut pentru unii dintre elevi sau dintre dumneavoastră, a avut această mărturisire. Spune el, când aveam 5 ani, mama obișnuia să-mi spună că fericirea este scopul vieții. Și atunci când am intrat în școală, așa cum profesorii obișnuiesc, mai ales când te apropii de părăsirea liceului, am fost întrebat ce vreau să fiu când voi fi mare. Și bineînțeles, motivat de mama lui, știa care este răspunsul. Le-am spus, vreau să fiu fericit. Profesorii mi-au spus, cred că n-ai înțeles întrebarea. Iar eu am replicat, cred că ei n-au înțeles viața. Putem fi fericiți, pentru că Domnul a venit să ne aducă fericirea, să ne ofere fericirea. El vrea să ne înscrie în planul pe care El îl are pentru viața noastră și planul Lui este bun pentru fiecare dintre noi. Cum ar fi dacă
L-ai lăsat pe Dumnezeu să scrie povestea vieții tale. Cum ar arăta istoria vieții tale scrisă de Dumnezeu? Cum ar fi viața ta, știind că îndeplinești planul Lui în generația aceasta, în generația în care trăiești? Poate că nu ți-ai pus niciodată astfel de întrebări. Are oare Dumnezeu un vis pentru mine? Și dacă da, cum aș putea să-L cunosc? Și bineînțeles, dacă continuăm cu întrebări de felul acesta, am putea spune, astea sunt probleme de călăuzire. Și nu despre asta vreau să vorbesc în această seară. Fiecare dintre noi însă ne proiectăm viața după priceperea noastră. Însă, John Ortberg, autorul cărții Eu, așa cum aș vrea să fiu, face la un moment dat în cartea aceasta pe care a scris-o următoarea afirmație: viața noastră nu este propriul nostru proiect, ci este proiectul lui Dumnezeu. Pe măsură ce Dumnezeu ne crește, El urmărește să ne cuprindă în planul Lui de răscumpărare a lumii și ne va schimba trăirea noastră zilnică, folosindu-ne pentru împlinirea planurilor sale. El are un plan în care vrea să mă includă și pe mine. El are un plan în care vrea să te includă și pe tine, și în acest plan este ascuns, așa cum am spus, fericirea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune că voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită. Și la această voie nu se mai poate adăuga nimic. Fratele Benny Fargeau spunea: atunci când mă gândesc la planul lui Dumnezeu, trebuie să mă uit de unde vine Dumnezeu, încotro se îndreaptă și să mă aliniez planului Său. Dumnezeu este Cel ce scrie istoria. Și adevărata istorie este de fapt istoria Lui. În engleză sună mult mai frumos. History is history. Istoria pe care El o scrie. Istoria vieții Lui. Și El caută oameni cu care să scrie această istorie. Și eu și tu pot să fiu parte din ea. Vreau să observați cum lucrează Dumnezeu. Am citit versetul 18, am început citirea din acest capitol cu acest verset, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Și această relatare a nașterii Fiului Dumnezeu începe cu istoria doi oameni, deloc diferiți de noi, personaje anonime până atunci. Erau doi tineri care aveau și ei visurile lor, se pregăteau în vederea căsătoriei și probabil aveau planuri pe care și le puneau pe hârtie, discutau despre ele. Înaintea lor însă se înscrie un alt plan care este conceput din veșnicie. Dumnezeu era pregătit să îl pună în scenă. Regia era gata, era pregătită, urma să se tragă cortina. Și Dumnezeu ne face cunoștință cu personajele. Maria, Iosif, un înger care apare să le aducă o veste, Duhul Sfânt care este prezent în acest scenariu. Însă mai există un personaj care nu apare în mod explicit, dar prezența lui este evidentă pe fiecare dintre paginile Scripturii, din capitolul 3 al cărții Genesa până în capitolul 20 al cărții Apocalipsa. Și personajul acesta este cel care a încercat să împiedice împlinirea planului lui Dumnezeu. Dumnezeu scoate din anonimat doi tineri, făcându-i partea planului Său în generația lor. Și asta a fost și pentru ei calea spre fericire. Mă uit la modul în care Maria rostește aceste cuvinte în Luca capitolul 1, când își scrie cântarea ei de laudă. Ea spune așa: mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Pentru cei doi, aceasta a fost de fapt calea înspre fericire, însă n-a fost lipsită de împotriviri. Dumnezeu are un plan măreț și pentru viața ta. El vrea să ne folosească și pe noi pentru împlinirea aceasta a planurilor Lui.
Și înainte acestui plan, și în viața ta se vor ridica împotriviri. Și întotdeauna atunci când împotrivirile apar, am spune noi, ele apar din exterior. Da, multe din lucrurile care sunt în exteriorul nostru pot să apară în calea noastră ca și opreliși, ca și obstacole, în calea aceasta a împlinirii planului Dumnezeu în viața ta. Dar sunt și piedici care se nasc în interiorul nostru. Pot să fie legate de cele din exterior, însă ca să le biruiești pe cele din afară, e atât de important să poți birui piedicile din interiorul tău, piedicile care se nasc acolo în interior. Vreau să ne uităm la istoria acestor doi tineri. Pentru noi sunt un exemplu în această seară, pentru că ei sunt exponenții planului divin. Cum sunt piedicile sau care au fost piedicile care au apărut în calea lor, în calea aceasta împlinirii planului Dumnezeu? Aceste piedici se pot regăsi și în calea împlinirii planului Dumnezeu în viața noastră. Vreau să ne uităm la cum le-au înfruntat Maria și Iosif. Pentru că în același fel le putem birui și noi. Și prima piedică, pentru asta o să vă rog să întoarcem la Evanghelia după Luca, Evanghelia paralelă care descrie relatarea nașterii Domnului Iisus. Capitolul 1, versetul 28 și 29, îngerul a intrat la Maria și i-a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Și după această veste, Maria trăiește o stare de spirit, pe care poate de foarte multe ori o trăiești și tu atunci când stai față în față cu planul pe care Dumnezeu ți-l desfășoară înaintea ochilor tăi. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul continuă dialogul cu Maria. Însă atunci când planul lui Dumnezeu este descris înainte ochilor tăi, s-ar putea ca prima piedică care se ridică în calea ta să fie limita noastră umană. Limitele noastre umane. De foarte multe ori nu putem înțelege planul pe care Dumnezeu l-are cu noi. Neputința aceasta a noastră de a înțelege poate fi o piedică. Maria n-a înțeles semnificația mesajului îngerului. Și atunci ei a fost în interior, a simțit acea tulburare, acea răvășire. Când nu înțelegi ce, foarte greu să înțelegi cum. Maria merge mai departe și după ce îngerul îi comunică ce se va întâmpla și care este semnificația mesajului, Maria continuă: cum se va face lucrul acesta? Încă eu nu știu de bărbat. Era mai mult o uimire decât o îndoială. Mă gândesc că nici Nicodim n-a înțeles sau n-a putut pricepe miracolul nașterii din nou. Și asta l-a făcut să vină înaintea Domnului Iisus cu această întrebare: Doamne, cum se poate face așa ceva? Mi-e imposibil să înțeleg cu mintea mea acest miracol. Și aș pune această seară întrebarea aceasta: este vreunul dintre noi care pricepe acest miracol al nașterii din nou? Cred că niciunul dintre noi nu putem pricepe cum se petrec lucrurile, dar ele pot fi parte din experiența vieții noastre. Răspunsul, atât pentru Maria, cât și pentru Nicodim, a fost același: Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care poate să vină să te ajute să înțelegi planul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel care poate să vină să-ți descopere acest plan. Duhul Sfânt te poate ilumina, să pricepi atunci când cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește. Sunt căi neînțelese pe care și noi trebuie să le apucăm prin credință. Și înțeleptul Solomon spune în cartea Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11, omul nu poate să cuprindă de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Nu putem pricepe cu mintea noastră limitată planul acesta măreț al lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Aceeași carte, Eclesiastul, capitolul 8, versetul 17, Solomon spune: omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Îngerul leagă împlinirea acestui miracol de încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să vă uitați în versetul 37, îngerul îi spune: căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit
de putere. Când te încrezi în ceea ce spune Dumnezeu, lucruri care par să nu intre în mintea ta, ele pot fi parte experienței tale. Mi-aduc aminte de acea întâmplare când Domnul Iisus apare pe mare, Petru era acolo și se uită la această arătare care vine înspre el și spune: asta e o nălucă, așa ceva nu se poate întâmpla, cineva umblând pe ape. Și când se apropie mai mult, Petru îi spune: Doamne, dacă Tu ești, eu nu pricep cum se întâmplă asta, pentru mine asta pare a fi nălucă, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și lucruri care n-au intrat în mintea lui Petru au ajuns să fie parte experienței lui. Poate sunt lucruri pe care nu le înțelegi, dar știi că Domnul ți le cere sau așteaptă să le faci. Poate că sunt lucruri care stau în calea împlinirii planului Dumnezeu în viața ta. Și știi care este planul pe care îl are cu viața ta? Știi că El vrea să te facă un fiu al Lui care să te folosească pentru mântuirea altora. El vrea să lucreze la caracterul tău. Știi că El vrea să-ți înnobileze viața. Știi că El vrea să te folosească ca o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Și poate că e un anturaj care te oprește din calea împlinirii acestui plan al lui Dumnezeu. Poate nu înțelegi de ce Dumnezeu spune să renunți la o prietenie nepotrivită sau la un anturaj. Sau poate nu înțelegi de ce Dumnezeu a schimbat macazul în anumite circumstanțe ale vieții tale. Poate ești aici și n-ai reușit la liceul sau la facultatea pe care ți-ai dorit-o. Și te întreb oare de ce Dumnezeu a îngăduit ca lucrurile să meargă în direcția respectivă. Te-ai încrezut în El. Domnul a avut un plan pe care probabil nu l-ai înțeles atunci. Poate ți s-a refuzat o promovare. Ai pierdut în anumit loc de muncă. Limitele noastre umane pot să fie o cale, o piedică în calea împlinirii planului Dumnezeu în viața noastră. Cum a reușit Maria și Iosif să biruiască această piedică, să înfrunte această piedică? Încrederea în Dumnezeu, în ciuda neînțelegerii depline. Dacă vrei să biruiești această piedică în calea împlinirii planului Dumnezeu în viața ta, Domnul te așteaptă să te încrezi în El. În ciuda neînțelegerii, lasă-L pe El să orchestreze în continuare viața ta, să-și ducă la îndeplinire planul în viața ta, chiar dacă nu înțelegi. Mă încred în El, spune una dintre cântările pe care noi o știm, chiar și când nu înțeleg. Eu voia Lui întotdeauna aleg, căci doar așa, în slava sa cerescul Tată, m-a călăuzit. Încrede-te în planul Lui. Păi mai este o piedică care apare în calea împlinirii planului Dumnezeu. Și o văd atât în viața Mariei cât și în viața lui Iosif. Matei capitolul 1, versetul 19. Iosif, bărbatul lui, era un om neprihănit. Și când află vestea că Maria este însărcinată, înainte ca să locuiască împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, ca om neprihănit, nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Imaginea noastră de sine, cum mă vor vedea ceilalți? Cu siguranță fiecare dintre ei probabil că s-a gândit atunci la implicațiile asupra reputației și asupra aprecierii celorlalți. Cunoașteți toate aceste scenarii, probabil nu le-ați auzit pentru prima dată. Probabil gândul Mariei prima dată s-a dus la această întrebare: oare ce va crede Iosif? Dar îngerul mi-a făcut această descoperire, ce va spune Iosif despre mine? Va fi indignat și pe bună dreptate. Dar ce vor spune ceilalți? Oamenii nu puteau avea decât o singură explicație. Și asupra ei plana suspiciunea și vinovăția. Iosif trăiește și el o dilemă și comentatorii biblici o numesc dilema omului neprihănit. S-a gândit și el și a încercat o variantă sau alta. Dacă voi face un divorț legal, asta ar însemna rușine pentru Maria. Aș putea să fiu poate și eu acuzat de complicitate.
dar iubesc prea mult și nu vreau să o fac de rușine. Poate că ar fi mai potrivit un divorț în secret. Și Iosif se gândea chiar să o lase pe ascuns din dragoste și din protecție pentru Maria. O de câte ori în calea împlinirii planului lui Dumnezeu se ridică această problemă a imaginii noastre. Oare cum voi fi văzut de ceilalți? Cum se vor uita ceilalți atunci când probabil voi face lucruri care ies din obișnuitul sau comunul de fiecare zi? Gândiți-vă la Noe, cum a înfruntat bătaia de joc a celor din vremea lui. Dumnezeu îi cere să construiască o corabie, nu se auzise până atunci de ploaie, nimeni nu știa ce înseamnă aia. Și explicația lui înaintea tuturor a fost asta: va veni un potop. Și Noe se apucă să construiască și 120 de ani. Este bătaia de joc a celor din vremea lui. Și Noe merge mai departe, probabil au socotit fanatic religios. Și la drept vorbind, puteau să-i spună și nebun. Știți, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi suntem nebunul cuiva și am mai spus întâmplarea aceasta aici. Place foarte mult imaginea asta. Un om de afaceri căuta și el să deschidă un subiect de discuție cu cei pe care îi întâlnea, pentru că vroia să înceapă să le mărturisească altora despre Domnul Iisus și nu prea știa cum să procedeze. Și a făcut el așa o evaluare și a spus: o, cel mai mult din timpul meu mi-l petrec în călătorii. Gară, aeroport. Și a venit o idee foarte ingenioasă. Pe geamantanul lui a scris aceste cuvinte: nebun de dragul lui Hristos. Și s-a așezat în aeroport și a pus geamantanul în față și aștepta ca oamenii să vină și, bineînțeles, să-l întrebe ce înseamnă asta. Și când se adună așa câțiva în jurul lui, începeau să-l chestioneze despre asta, el întorcea geamantanul pe partea cealaltă. Care a scris întrebarea: tu al cui nebun ești? Dacă nu ești nebun de dragul lui Hristos, nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. Fiecare dintre noi ne-am dat inima și viața cuiva. Și Domnul așteaptă să punem tot ceea ce El ne-a dăruit în această relație, ajungând până ca și Apostolul Pavel să fie nebun de dragul lui Hristos. Fiecare dintre noi ținem la imaginea noastră, pentru că există în noi dorința profundă după apreciere și semnificație. Și în rătăcirea noastră poate am învățat să orientăm această sete spre lucruri care pot fi popularitate, aplauze, prestigiu, experiențe plăcute. Însă toate acestea nu sunt decât ca un drog care pot să aline această sete după semnificație doar pentru o vreme. Am citit o istorie foarte interesantă, pentru că de foarte multe ori poate ne punem întrebarea: dar oare chiar contează părerea celorlalți? Ilustrația asta se numește coșmarul de a fi singur. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați gândit la această imagine. Ce s-ar întâmpla dacă ai fi singur? Dacă n-ar fi nimeni în jurul tău, ce ai fi singur pe această planetă? Ce identitate ai avea? Sau cum te-ai considera? Înalt? Scund? Deștept? Stupid? Pentru că n-ai avea termen de comparație. De foarte multe ori, imaginea noastră de sine este de fapt percepția pe care eu am în comparație cu alții. Și această imagine de sine mi-o bazez pe lucruri care sunt referitoare la mine, dar pe care eu le consider importante atunci când mă raportez la cei din jurul meu. Care-i imaginea pe care eu am cu privire la propria mea viață? Adevărata noastră imagine însă nu o pot afla decât atunci când mă raportez la Dumnezeu. S-ar putea să fie voci din lăuntru care vor încerca să mă convingă că ceea ce îmi cere Dumnezeu poate nu-i popular, nu-i în trend cu lumea. Dar de cine se cade să ascult mai mult? Dacă Dumnezeu are un plan pentru viața mea și acest plan poate să mă împlinească, atunci cred că ceea ce contează este părerea Lui și imaginea pe care eu o am în ochii Lui și înaintea Lui. S-ar putea ca împlinirea acestui plan al lui Dumnezeu în viața mea să mă coste.
dar merită. Soluția nu este alta, ca să biruiesc această piedică în calea împlinirii planului Dumnezeu, decât ascultare sau supunere, în ciuda consecințelor personale. Mă uit la modul în care a acționat Iosif. Iosif s-a uitat la ceea ce ar putea spune ceilalți, dar a crezut ceea ce îngerul i-a spus. Și când s-a trezit din somn, spune versetul 24, Iosif a făcut cum îi poruncise îngerul. Și a spus, ce contează ce spun ceilalți? Eu sunt partea planului Dumnezeu pentru generația aceasta. Dumnezeu m-a chemat și El vrea să mă folosească și mă pun la dispoziția Lui. Exact asta a făcut și Noe. Am întrebat când am citit capitolul 6 din cartea Genesa, oare de ce sunt atâtea detalii? Detalii de ca și cum Dumnezeu ne-ar da indicații cum să construim o corabie care să reziste, nu ca și Titanicul. Cu lux de amănunte acolo, detalii unul după celălalt, dimensiuni și indicații precise până la milimetru. Și în urma tuturor acestor detalii, un singur comentariu în ultimul verset. Noe a făcut tot ceea ce îi poruncise Dumnezeu. Fiecare detaliu este prins acolo ca să înțeleg că Noe a fost credincios până la cel mai mic detaliu ca să împlinească planul lui Dumnezeu în ascultare și în supunere. În ciuda tuturor celorlalte păreri și în ciuda consecințelor personale. Știți, problema atunci când înțelegi care este planul lui Dumnezeu cu viața ta este că pasul acesta al ascultării este un pas foarte important și este cel mai greu pas pe care trebuie să-l faci. Să te supui și să spui în final, ca și Maria, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Noi nu avem probleme cu ceea ce nu știm. Poate foarte multe ori ne ascundem după asta și spunem, dacă aș înțelege planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Dar atunci când l-ai înțeles, atunci Domnul așteaptă să spui, Doamne, facă-se voia Ta în viața mea, precum în cer, așa și pe pământ. Și cu asta avem probleme. Pasul acesta este greu, când ai înțeles și când trebuie să te abandonezi în mâinile Domnului și să spui, Doamne, Te las să lucrezi în viața mea. Și mă opresc la ultima piedică care s-ar putea ridica în lăuntrul nostru atunci când planul lui Dumnezeu se desfășoară înainte ochilor noștri. Și atât în capitolul 1 cât și în capitolul 2 din Evanghelia după Matei, acestea sunt destul de bine subliniate și ele sunt legate de așteptările noastre personale. Maria și Iosif au avut și ei așteptările lor. Unele sunt clar explicate în text, altele pot să fie doar intuite. Cu siguranță atunci când Dumnezeu a chemat și i-a făcut parte din acest plan al Lui, n-au luat în considerare grajdul. Luca spune în capitolul 2, versetul 7, că l-au născut pe cel care a venit să fie Mântuitorul Lumii într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Am gândit probabil că au luat la picior Betleemul și din casă în casă au încercat să găsească un loc de adăpost și n-au găsit. N-a fost Iosif un bărbat iresponsabil. Acesta a fost planul lui Dumnezeu în cele din urmă. Chiar dacă așteptările lor au fost diferite, Dumnezeu avea însă altceva pregătit pentru ei. Cu siguranță n-au luat în calcul nici fuga în Egipt. Și poate că asemenea cum noi ne punem întrebări atunci când Dumnezeu își desfășoară planul Lui cu noi, ne așteptăm ca poate lucrurile să meargă într-o direcție și ele merg într-o cu totul altă direcție. Cu siguranță și Maria și Iosif puteau spune, dacă Dumnezeu vrea să-și protejeze fiul, poate să o facă și în Ierusalim, poate să o facă și în țara lui Israel. Mesajul pentru ei a fost foarte clar. Ia pe pruncul și pe Maria. Și acesta este planul meu. Acesta este planul meu. Contrar așteptărilor voastre. Și cu siguranță atunci când s-au întors, probabil că s-au gândit, dacă împăratul este cel care a fost născut și noi l-am adus pe lume, acest împărat, împăratul împăraților, locul lui este la Ierusalim. Asta e cetatea lui de scaun.
Și îngerul le-a spus, înapoi la țară. Nu puteți să vă mutați în capitală. Și a trebuit să se ducă înapoi în Nazaret. Și din nou, probabil o așteptare le-a fost neîmplinită. Și totuși, atât Maria cât și Iosif au fost pregătiți pentru toate schimbările necesare. A fi partea planului Dumnezeu nu presupune absența obstacolelor sau dificultăților. De fapt, fiecare dintre noi suntem chemați să împărtășim aceeași soartă pe care El a avut-o. Un comentator biblic spunea, Mântuitorul lumii și-a avut o bârșie într-o iesle. A sfârșit pe o cruce și între cele două n-a avut nici măcar unde să-și plece capul. Aceasta a fost condiția lui în această lume. Nu știu care sunt așteptările tale. Poate ai visat la un drum fără niciun fel de obstacole. Vreau să te asigur în această seară, lumea nu-ți va întinde niciodată un covor roșu. Dar Dumnezeu este pregătit pentru noi să ne însoțească la fiecare pas. Dumnezeu este Cel care a pregătit pentru noi un drum pe care vrea să ne însoțească. Și nu știu dacă este o mai mare binecuvântare decât aceasta. De multe ori când mă gândesc la orare pentru cei dragi ai mei, singura orare care îmi vine în minte este aceasta. Cred că cea mai mare binecuvântare pe care o poți experimenta în anul 2017 este să ai asigurată prezența Lui în fiecare zi. Dacă El este acolo, ai tot ceea ce ai nevoie. Poate că Dumnezeu îți cere să reformulezi așteptările și să spui, nu contează pe unde va trebui să trec. Chiar dacă voi ajunge într-un cuptor de foc, chiar dacă voi trece prin valea umbrei morții, dacă El este cu mine, sunt cel mai binecuvântat. Și asta este cea mai mare binecuvântare. Dumnezeu nu face niciodată greșeli în istorie. Cum a ajuns Maria și Iosif să biruiască și această ispită a așteptărilor? Prin perseverență, în ciuda tuturor dificultăților. Citeam astăzi un mesaj pe internet care exact așa spune, perseverența, în ciuda tuturor obstacolelor, dacă știi că ești în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu, dacă știi că Domnul este Cel care vrea să realizeze aceste lucruri în viața ta și prin viața ta, mergi înainte. El este Cel care poate să facă ca orice dificultate să fie transformată în oportunitate din perspectiva cerului. Măreția unui om, spunea cineva, este dată de câte lucruri sunt necesare să-l deturneze de la scop sau să-l descurajeze să continue. Maria și Iosif sunt cei care au experimentat bucuria și necazul împletit în mod tainic. Acesta cred că este spiritul Crăciunului. Supunerea două suflete nobile față de voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Ai fi gata să-L lași pe Dumnezeu să-ți scrie povestea vieții tale? Ai fi gata pentru orice schimbare pe care Dumnezeu are în planul Lui pentru viața ta? Nu știu care este următorul capitol din planul lui Dumnezeu pentru tine, în generația aceasta. Dar cred că este cel mai important lucru să-mi pun și eu întrebarea aceasta. Care este următorul capitol pe care Dumnezeu îl are pregătit pentru mine, în planul Lui, pentru generația aceasta în care trăim? Elevii știu deja lucrul acesta, probabil că i-am obosit prea mult cu această urare, dar e o rare foarte interesantă și l-o fac și de data aceasta. Isaia, capitolul 8, versetul 10. Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați la hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări. Căci Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Poate ți-ai propus să-ți faci planuri. Cea mai serioasă întrebare pe care poți să o pui în această seară este, care este planul lui Dumnezeu? Unde ar trebui să mă așez în acest plan al lui Dumnezeu? Ce vrea El să scrie în istoria vieții mele? Și atunci când piedicile acestea se vor ridica în inima ta, poți să le biruiești pe fiecare. Pentru că Domnul vrea să ducă la îndeplinire acest plan în viața ta și pentru viața ta. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să împlinească planul Lui și pentru elevii liceului Logos. Și atunci când
vor pleca din școală, să înțeleagă că Domnul i-a format acolo și a zidit în ei valori și a vrut să-i facă oameni de caracter, ca în acest întuneric al lumii în care trăim, lumina pe care eu împrăștie să fie răspândită până departe. Se spune că Moody, în tinerețea lui, a ascultat un mesaj și în predica aceea, cel care predica a făcut această afirmație: lumea încă nu a văzut ce poate face Dumnezeu cu un om care să fie întru totul la dispoziția lui. Acest mesaj l-a urmărit și nu i-a dat pace. Și în cele din urmă, Moody a făcut această afirmație: eu voi fi omul acela. Seara aceasta este provocarea pe care Dumnezeu ne-o face fiecăruia dintre noi. El vrea în primul rând să te cuprindă în planul lui de mântuire. El a venit să-ți răscumpere viața. El a venit să te înscrie în acest plan măreț, alcătuit din veșnicie pentru tine. Și apoi să te așeze pe această traiectorie a planului lui, ca să poți sfârși acolo unde ne este fiecăruia dintre noi destinația. El a venit să ne ducă împreună cu El, în prezența Tatălui pentru veșnicie. Înscrie-te în planul acesta. Întreabă-te care este planul pe care Dumnezeu îl are pentru tine. Și lasă-L pe Dumnezeu să scrie istoria vieții tale. Această istorie a binecuvântării. Amin.